Moara cu noroc a fost subiectul lipsit de noroc la bacalaureat, la proba de limba română. Mulți candidați au fost străini de subiect pentru că nu se așteptau să le pice din nou nuvela după simularea din primăvară. Pe lângă perlele memorabile, au ieșit la iveală, evident, vocabularul sărăcăcios și lipsa de cunoștințe. La Moara cu noroc, Ghiță n-a avut deloc noroc. S-a înfuriat pe nevastă sa că l-a înșelat cu Lică, șeful porcilor. A omorât-o scurt, dar și Lică l-a lichidat cu paloșul. Este varianta bacalaureat 2021 a novelei Moara cu noroc de Ioan Slavici, iar interpretarea contemporană și originală a operei continuă. Lică Sămădăul era șeful porcilor, de asta se credea cel mai tare din sat. Era fix ca mafioții din zilele noastre. Ghiță, Ana și Lică sunt niște personaje tragice care mor din vina lor. Autorul ne arată că așa se întâmplă dacă faci afaceri cu porci. Nuanțele temei psihologice sau viziunea autorului au scăpat adolescenților care au improvizat cum s-au priceput. Dincolo de umorul involuntar, iese la iveală tragicul situației. Mulți elevi de clasa 12 folosesc un limbaj impropriu și au un vocabular extrem de sărac. Sunt mulți care nu sunt în stare să scrie o jumătate de pagină. Ei n-au înțeles foarte bine că numai lectura, cititul, scrisul și vorbitul fluent argumentativ le dezvoltă lor exprimarea. Ghiță și Ana trăiau fericiți la cărciumă, dar Lică invidios le-a luat banii și le-a dat foc fugind la vale cu fulgerele ploii. Ana l-a iubit pe Ghiță, apoi l-a iubit și pe Lică, care era mai bogat. Dar băbatul ei gelos a băgat cuțitul în ea, iar Lică nepăsător l-a ras pe hangiu, fugind cu banii pe un cal găsit în șură. Cum s-a urcat calul în șură, n-aș putea să vă spun, dar iată ce efecte pot avea formele lor de exprimare. Cratima, acordul și forma corectă a cuvintelor au rămas mistere de nepătruns pentru unii candidați. Tinerii se apără și spun că nu s-au descurcat strălucit pentru că nu au repetat nuvela, le picase și la simulare în primăvară. În plus, consideră că subiectele sunt desuete și neinteresante pentru mulți dintre ei. Le-ar fi plăcut să citească opere moderne pentru examenul maturității.